Peste 11.000 de porci care au murit carbonizați săptămâna trecută în urma unui incendiu izbucnit la o fermă din comuna Stâlpu vor fi îngropați. În urma incendiului au murit mai mult de jumătate din animalele fermei, complex aflat printre primele la nivel național ca număr de capete de porci. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare din Buzău au dispus măsuri de biosecuritate, întrucât în celelalte adăposturi ale fermei mai există porci vii. De asemenea, polițiștii criminaliști au demarat o anchetă. Pentru că numărul de cadavre este mare, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis îngroparea cadavrelor la fața locului, demers care trebuie realizat într-un timp cât mai scurt, întrucât rămășițele animalelor moarte au intrat deja în descompunere. În cel mult o săptămână toate vor fi încheiate. Aprecierea mea a fost că vor trebui să facă eforturi mari să le încheie mult mai curând, dat fiind faptul că totuși temperaturile exterioare nu sunt unele care să asigure ca până acum o conservabilitate a cadavrelor pe o perioadă destul de lungă. Vedeți că au fost și ieri și astăzi, sunt temperaturi destul de ridicate, îngheț de zgheț se produce peste zi. Disconfortul, cel puțin dacă pot să-l numesc așa, olfactiv, începe să fie destul de evident. Administratorii fermei din Stâlpu acuză autoritățile județene de indolență, deoarece au dispus măsura de îngropare a cadavrelor abia la 5 zile după incendiu. Ferma este situată la 3 km de sat, iar mirosul este insuportabil. Ieri, singura variantă a fost de îngropare. Abia ieri. Incendiu s-a stins sâmbătă noapte sau sâmbătă dimineață la 5:30, duminică. Da, sunt astăzi 6 zile de când animalele sunt moarte în mediu deschis. Nu au nici măcar acoperiș. Sunt tablele și toate au fost și câțiva sfuși de zăpadă, marți sau miercuri. Orice fel, noaptea îngheață, ziua se dezgheață, adică nu putem proteja lucrul ăsta noi, ca și societate. Nu știu, nu mi s-a transmis că nu sunt mulțumiți. Din contră, am avut o întâlnire ieri cu reprezentantul societății comerciale, a fost foarte mulțumit de întâlnirea pe care am avut-o și discuțiile care s-au purtat. Chiar ne-am mulțumit pentru sprijinul că am intervenit pe lângă primărie cu utilaje, să-i sprijine cu utilaje, cu forță de muncă locală. Deci, practic, acum ce se întâmplă? Practic, acum... Acum se îngroapă cadavrele carbonizate, să nu zic 100%, dar 90% sunt carbonizate, se îngroapă cu toate măsurile de siguranță din punct de vedere a DSVSA, cu cloramină, cu folie de protecție, deci... În noaptea de 4 spre 5 ianuarie, ferma de 8.000 de metri pătrați din comuna Stâlpu s-a prins din senin și a ars ca o torță, cu 9.000 de purcei și peste 2.000 de scroafe înăuntru. Paguba este uriașă, de peste 8 milioane de euro, iar proprietarul nu are asigurare.